De câte ori pe raza județului este descoperit vreun proiectil, cartuș ori alt tip de muniție, de regulă din cel de-al doilea război mondial, sunt chemați pirotehniștii de la ISU. Aceștia le ridică de la fața locului, le transportă la Giurgiu și le depozitează în condiții speciale. Periodic sunt organizate acțiuni de asanare a muniției găsite. Cu alte cuvinte, proiectilele și cartușele sunt transportate la poligonul de la Bălănoaia, unde sunt distruse de aceiași pirotehniști. O astfel de acțiune a fost organizată și miercuri 15 mai. Astăzi, 15 mai, s-a desfășurat la poligonul din satul Bălănoaia o misiune de distrugere a muniției rămasă neexplodată din al doilea război mondial. Echipa pirotehnică din cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu, condusă de domnul Maior Roșu Alin, a executat în condiții specifice unui astfel de misiuni distrugerea a două proiectile, unul de 100 și celălalt de 152 mm și 5 cartușe de infanterie de calibrul 7,92 mm. Acțiunea s-a desfășurat în condiții bune, misiunea terminându-se cu succes.